Bună ziua! Mă bucur să-l primesc astăzi la Palatul Cotroceni pe președintele Consiliului European, domnul Charles Michel. Dear Charles, welcome. It's my pleasure to receive you here today at Cotroceni. Discuțiile de astăzi ne-au oferit ocazia să aprofundăm subiectele de actualitate, o parte dintre acestea discutate și săptămâna trecută în cadrul Consiliului European. Ne aflăm într-o perioadă dificilă, marcată de războiul dus de Rusia în Ucraina și de efectele acestuia în tot mai multe domenii, efecte pe care le simțim cu toții. Uniunea Europeană și statele membre au dat dovadă de unitate și solidaritate, dar și de o capacitate ridicată de reacție și răspuns la aceste provocări. Am arătat că împreună și numai împreună putem găsi soluții la crizele actuale, inclusiv în ceea ce privește reziliența, competitivitatea, tranziția verde și cea digitală, sau modul în care răspundem la contextul global în plină reașezare. Am abordat astăzi subiectul care a dominat agenda Consiliului European în ultimul an, și anume războiul din Ucraina. Am fost de acord că nu este momentul pentru ezitări în menținerea unității și a solidarității cu Ucraina, iar sprijinul trebuie menținut și consolidat pe toate palierele, politic, inclusiv prin avansarea parcursului european, economic, militar, umanitar. Am fost de acord astăzi că acțiunea destabilizatoare a Federației Ruse nu se limitează la Ucraina. Am prezentat președintelui Consiliului European evaluarea noastră privind situația din Republica Moldova, care este în prezent ținta unor amenințări și acțiuni hibride menite să îi deraieze parcursul european. Pentru a face față acestei presiuni, Republica Moldova are nevoie de tot sprijinul din partea Uniunii Europene și mă bucur că președintele Consiliului European împărtășește această viziune. La nivelul Consiliului European, la reuniunea de săptămâna trecută, am mandatat Comisia Europeană să prezinte un pachet de sprijin pentru Republica Moldova înainte de următoarea noastră întâlnire din iunie. Totodată, Uniunea Europeană pregătește o misiune civilă care să ofere sprijin concret în combaterea amenințărilor hibride. Continuăm de asemenea să promovăm propunerea noastră de a avea un regim de sancțiuni dedicat situației din Republica Moldova, ca răspuns la acțiunile destabilizatoare ale Federației Ruse. Am avut astăzi și un schimb de vedere pe tema aderării României la spațiul Schengen și a rolului țării noastre în garantarea securității frontierei externe a Uniunii Europene. Avem în acest proces susținerea președintelui Consiliului European în vederea adoptării unei decizii pozitive privind aderarea anul acesta. De altfel, domnule președinte, veți putea constata în cadrul vizitei pe care o veți efectua astăzi la Centrul Operațional de Coordonare al Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, acțiunea noastră concretă de consolidare a securității frontierelor externe ale Uniunii Europene prin tehnologie de ultimă generație și o capacitate de supraveghere în timp real a situației de la frontieră, care să permită gestionarea eficientă și rapidă a posibilelor situații de criză. Am prezentat astăzi demersurile în care ne-am implicat constructiv pentru implementarea rapidă a concluziilor pe migrație pe care le-am agreat în luna februarie. În acest sens, proiectul pilot la frontiera româno-sârbă pe care l-am agreat cu Comisia Europeană va permite țării noastre să împărtășească bunele practici în materie de gestionare a frontierelor externe. Domnule președinte,
Încă o dată mulțumesc. Aveți cuvântul. You have the floor, President. Thank you, dear President. Good afternoon, everyone. It's a real pleasure to be. Bună ziua tuturor. Mă bucur să fiu astăzi aici în București și oportunitatea de a discuta aceste lucruri importante pentru Uniunea Europeană și viitorul Uniunii Europene. Am abordat de trei teme: războiul, Republica Moldova și, de asemenea, aderarea României la spațiul Schengen. La început, aș vrea să vorbesc un pic despre Ucraina. Rusia continuă să atace Ucraina și ucrainienii continuă să se lupte împotriva acestei atacuri. Acum câteva săptămâni, domnul președinte Zelensky a fost prezent la sesiunea Consiliului European din Bruxelles și ne-a spus clar că Ucraina are nevoie de mai multe arme și amuniție. Săptămâna trecută am fost de acord să trimitem încă 1 milion de runde de amuniție ucrainei. Asemenea, aș vrea să vă mulțumesc României pentru contribuția sa când vine vorba de acțiunile militare și sprijinul umanitar în Ucraina. România a avut de asemenea un rol important în culoarele de solidaritate care au adus banii necesari comerțului în Ucraina, dar de asemenea știu că acest lucru a produs pagube pentru fermierii din România. Știți foarte bine că sunt de acord cu dumneavoastră cu mărirea sprijinului care este acordat de către Comisia Europeană a fermierilor din România. De asemenea, vreau să-i mulțumesc România pentru eforturile sale care a primit peste 100.000 de cetățeni ucrainieni aici și, de asemenea, pentru toate misiunile de asistență care dau dovadă de spiritul de colaborare. Primitem, de asemenea, un mesaj de solidaritate pentru cei din Republica din Moldova și sprijinim un pachet de sprijin pentru Moldova înainte de luna septembrie. În lunile care tocmai au trecut, cei din Rusia și aliații lor au mărit eforturile de a destabiliza Ucraina prin organizarea manifestațiilor și alte activități. Acest efort de a destabiliza Republica Moldova trebuie să oprească imediat. Noi încercăm să ajutăm Ucraina să-și mențină stabilitatea și să fie rezilientă în fața acestor provocări. Eu o să fiu la Chișinău mâine, unde o să mențin din nou sprijinul nostru pentru Moldova. Cei din Republica Moldova încep acum această călătorie pe parcursul european și au nevoie de ajutorul nostru și noi vrem să fim solidari cu Republica Moldova în această privință. Am vorbit de asemenea despre spațiul Schengen și importanța gestionării eficiente când este vorba de securitatea frontierei externe. Vreau din nou să spun că eu sunt de acord și sprijin în efortul României de a adera la spațiul Schengen și mă bucur să aud că acel proiect pilot la frontieră s-a demarat în luna trecută. V-am mulțumit personal în cadrul Consiliului European și vrem să știți că România se poate baza pe Uniunea Europeană și pe Consiliul European. Vă mulțumesc!
Bună ziua, Emma Stoica, Digi24. O întrebare atât pentru președintele Klaus Iohannis, cât și pentru președintele Consiliului European. Președintele Bulgariei, după Consiliul de săptămâna trecută, a înaintat o dată pentru aderarea la spațiul Schengen de octombrie 2023. Acum întrebarea este, există discuții pentru această dată, pentru luna octombrie? Au fost discuții la nivel european și dacă rămâne în continuare în plan aceeași dată pentru ambele țări sau am putea să vedem o aderare, deși în același proces, dar diferită, o altă dată? Mulțumesc. Pentru noi, în continuare, aderarea la spațiul Schengen rămâne un obiectiv național și suntem toți foarte implicați pentru a ajunge la acest rezultat. Și eu, și premierul, membrii guvernului, diplomații, reprezentanța de la Bruxelles. Este un proces complicat de negociere, fiindcă, în mod paradoxal, noi nu trebuie să dovedim că suntem pregătiți. Toată lumea a acceptat, repet, toată lumea a acceptat că noi suntem pregătiți. România este pregătită, îndeplinește absolut toate condițiile. Avem însă o opoziție din partea Austriei care nu este legată de România. Este legată de migrație, este legată de felul în care în Europa este tratat spațiul Schengen și frontierele Schengen. Foarte multe țări și-au închis, de facto, frontierele Schengen. Asta face întreaga negociere foarte complicată, fiindcă noi nu trebuie să dovedim nimic, toată lumea a înțeles că suntem pregătiți, însă avem o situație generată de migrație la nivel mondial și la nivel european, unde, sigur, noi putem să intervenim cât se poate. Noi putem să gestionăm migrația care ar veni prin zona noastră și o facem foarte bine. De aceea am negociat cu Comisia Europeană un proiect pilot la granița dintre România și Serbia pentru a arăta cum se poate administra eficient acest proces și astăzi președintele Schall va vizita o unitate a Inspectoratului Poliției de Frontieră pentru a vedea cât de bine suntem pregătiți tehnic. În aceste condiții continuă toate negocierile. Am reușit împreună și cu președintele Schall și cu alții să organizăm un întreg summit dedicat combaterii și gestionării migrației pentru a ameliora întreaga problemă. Nu există nici o asumare concretă a vreunei date din iunie sau din octombrie sau din altă parte, însă ambiția mea și a noastră este să finalizăm acest proces în cursul acestui an cu succes pentru România, în varianta cea mai bună și pentru Bulgaria, desigur. Nouă ne convine cel mai mult să intrăm împreună în spațiul Schengen. Problema este mult mai mult decât o problemă a României sau a Austriei sau a unor funcționari din Bruxelles. Este o problemă a Uniunii Europene să rezolvăm această chestiune. Schengen este o emblemă a Uniunii Europene. Este vorba despre libertatea de circulație a cetățenilor europeni. Și faptul că pe 8 decembrie nu s-a reușit un vot este o palmă dată Uniunii Europene și aspirațiilor de liberă mișcare a cetățenilor europeni. Această problemă trebuie rezolvată cu cât mai repede, cu atât mai bine, dacă vrem ca cetățenii noștri să creadă în continuare că Uniunea Europeană este un spațiu nu doar al pieței unice, ci și a libertății de mișcare. On my side, a few points. First, I'm absolutely convinced that the EU will be more secure with. Sunt convins că Uniunea Europeană ar fi mai sigură dacă România ar intra în spațiul Schengen.
Este clar pentru mine că România a îndeplinit toate obligațiile necesare pentru a adera. Și sper că se va găsi o soluție foarte posibilă și o să fac tot ce pot eu pentru a obține această decizie cât mai curând. Este un obiectiv comun al nostru în 2023. O să continuăm să lucrăm împreună. Și de ce? Pentru că eu înțeleg această dezamăgire a cetățenilor. Aș vrea să pot să spun oamenilor din România că există acest sprijin la nivel european ca România să adere la spațiul Schengen cât mai curând posibil. După amiază avem această vizită la acest centru ca să putem dovedi că România îndeplinește toate obligațiile. Este într-adevăr adevărat că migrația este o provocare la nivelul Uniunii Europene și am avut săptămâna trecută oportunitatea de a discuta mai profund această problemă. Facem progres. În iunie avem din nou o discuție pe această temă, dar din nou, mă puteți baza pe mine, pe președintele dumneavoastră, toți oamenii din România ar trebui să știe că eu o să fac tot ce pot, tot posibilul. Din nou, libera circulație este ceva fundamental la nivel de Uniunea Europeană. Am ascultat televiziunea română și întrebarea mea se adresează ambilor președinți. Mai multe sondaje din ultima perioadă, inclusiv Eurobarometrul, arată o scădere importantă a încrederii românilor în Uniunea Europeană, în apartenența la Uniunea Europeană. Vă îngrijorează această tendință și ce cauze credeți că are ea, având în vedere că încă de la aderare România a fost una dintre țările euroentuziaste, să spunem așa. Tema Schengen, de exemplu, este una din cauze? Mulțumesc! Ne îngrijorează, mă îngrijorează, pot să spun din partea mea și este o evoluție care are câteva explicații obiective și trebuie să le vedem. Da, și eșecul intrării în Schengen este una din cauze. N-are rost să căutăm altă formulare, dar cred că nu este determinantă, dar a contribuit. Războiul de la granița noastră, cu siguranță, este un factor extrem de important. Criza energetică și inflația aferentă, cu siguranță, sunt factori foarte importanți. Românii au așteptat soluții mai rapide, mai concrete și mai cuprinzătoare. Uniunea Europeană s-a străduit împreună în toate consiliile, am discutat chestiunile, am venit cu soluții, dar trebuie să vedem lucrurile așa cum sunt. Dacă e război la graniță, dacă este criză peste criză și mai vine și un refuz, cum a fost cel pe Schengen, credem că este de înțeles că, cel puțin temporar, unii români își pierd puțin răbdarea. Dar sunt convins că pe măsură ce aceste chestiuni se rezolvă, vom reveni la optimismul și la încrederea față de Uniunea Europeană, fiindcă românii sunt pro-europeni, sunt pro-Uniunea Europeană, o știm și ne bazăm pe asta. Și cum România are o singură direcție clară, cea europeană, este probabil și datoria noastră a politicienilor din România să le explicăm oamenilor mai mult și mai bine ce facem în Uniunea Europeană, ce face Uniunea Europeană și cum abordăm toate problemele cu care se confruntă oamenii. If we have a look at the recent years,
Dacă ne uităm la ultimii ani, am avut probleme cam peste tot. Începând cu anul 2020, am avut problema cu schimbările climatice, după aceea problema cu COVID. Am reușit să avem o abordare comună, integrată, în gestionarea acestei situații, dar la început, probabil, unii oameni au crezut că noi nu acționăm suficient de rapid. Și acum, în zilele curente, avem acest război Rusiei în Ucraina, care are efecte majore economice către populațiile noastre. Trebuie să le explicăm oamenilor, trebuie să protejăm oamenii, trebuie să luăm cele mai bune decizii posibile pentru cetățenii noștri, pentru a garanta pacea și securitatea, siguranța țărilor europene, dar și de asemenea prosperitatea unei cam la nivelul Uniunii Europene. Este un mesaj care a fost transmis de oamenii din România. Este posibil și dezamăgire pentru că nu am intrat în spațiul Schengen. Dar noi trebuie să încercăm să vorbim foarte clar despre toate aceste lucruri. Trebuie să putem să spunem că ce se întâmplă în Ucraina nu este just. Și de asemenea, trebuie să luăm o decizie cât mai rapidă privind aderarea României la spațiul Schengen. Am încredere, totuși. Situația este dificilă, dar avem resursele necesare ca să explicăm cetățenilor valoarea Uniunii Europene când vorbim despre viața lor de zi cu zi. Și trebuie să lucrăm în mod constant să putem explica cetățenilor că ce facem noi este în interesul lor. Vă mulțumim. Vă mulțumim.